Aglomerații la sfârșitul anului trecut la centrul de permanență în cartierul Ostroveni. Primăria Râmnicului a modernizat întreg spațiul, în timp ce Consiliul Județean a investit 1,5 miliarde pentru aparatură. Cheltuielile cu întreținerea, paza și consumabilele sunt suportate de administrația locală. Conform unei evidențe întocmite la nivelul trimestrului 4 al anului 2019, mai mult de 1500 de râmniceni au apelat la serviciile Centrului Medical de Permanență din Ostroveni, ce funcționează în administrarea primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea, peste 450 dintre aceștia fiind copii sub 15 ani. În situațiile care au necesitat intervenția celor 14 medici și 14 asistenți medicali ce lucrează în cadrul centrului, s-au făcut 824 de tratamente și pansamente, 86 de pacienți au primit trimitere în ambulator, s-au eliberat 799 de adeverințe medicale, iar în 10 cazuri s-a solicitat intervenția ambulanței. Cu o suprafață de 92 metri pătrați, centrul cuprinde o sală de așteptare, o sală pentru tratamente de sterilizare, cabine de consultații, o cameră pentru personalul medical și grupuri sanitare, iar printre dotările de specialitate se numără aparatură de resuscitare, respirație, un defibrilator automat, aparatură de monitorizare, evaluare, un sterilizator, o trusă completă de mică chirurgie și un analizor de analize medicale.